Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem astăzi, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că eu notez minutele pentru fiecare talare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere, împreună cu datele mele de contact, și că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni. Bun, voi face ca data trecută ca să vă fie mai ușor să alegeți. Voi pune trei cărticele, ok, din oracol. Pentru următoarele 72 de ore, varianta 1, 2 și 3. 1, cred că se vede, 2 și varianta 3. Ok, 1, 2 și 3. Și haideți să trecem la cei care ați ales prima variantă. Să vedem ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore evenimente importante. Se pare că foarte mulți dintre voi vă schimbați felul de a fi. Cred că ori pe parcurs ați uitat cine sunteți. Nu vă mai regăsiți în persoana voastră, nu vă mai regăsiți în comportamentul vostru, nu înțelegeți de ce faceți anumite lucruri. Eu vă spun din clar viziunea mea, ceea ce văd la varianta numărul 1, este vorba despre o persoană, ca să spunem așa, un bărbat mai exact, care vă provoacă toate stările astea și vă provoacă ceea ce să faceți. Pentru unele dintre cazuri, să vă comportați într-un fel anume, poate că persoana asta a scos tot ce este mai rău din tine. Ideea este că tu te întrebi cine sunt, că nu mă mai regăsesc pe mine. Adică sunt alături de persoana asta, am pus persoana asta pe un piedestal sau am făcut o obsesie vis-a-vis de cineva și am uitat de mine. Și atunci trebuie neapărat să revii, să-ți aduci aminte cine ești, ok, să te ocupi de tine, să începi să te iubești pe tine. Și să-ți redirecționezi energia către tine în următoarele 72 de ore, pentru că nu este ok ceea ce faci. Ok? Mai ales că persoana cu care tu ai de-a face este o persoană care nu pune preț pe relația pe care ați avut-o, că foarte multe dintre voi v-ați despărțit. Persoana asta nu vrea această relație, din câte văd. Exact. Tu ai foarte multă furie strânsă. Dar trebuie să știi că trebuie să o iei pe direcția potrivită și corectă pentru tine. Ceea ce faci tu în momentul ăsta este că te sfidezi pe tine. Te sfidezi pe tine pentru că ai un vis, ceea ce se traduce această carte, ca să spunem așa, o obsesie. Este o obsesie pe care tu ți-ai creat-o în gândul tău, că trebuie să se întâmple într-un fel anume, sau că ți-ai fixat o țintă, ca să spunem așa, și ai făcut un țel din asta, ceea ce nu face decât să-ți facă ție rău. E o mică greșeală aici, poate să fie și viceversa, mortality. Ok? Cred că cu sănătatea nu stai foarte bine, nu prețuiești viața, nu mai vezi lumina, nu mai vezi frumusețea vieții, ca să spunem așa, și să știi că persoana cu care ai de-a face este o persoană care posibil să aibă foarte multe vicii, dar pe interior este, îmi pare rău să spun, este o persoană ca și moartă în simțuri. Deci nu simte nimic, ai de-a face cu o persoană foarte rece. Un bărbat foarte rece care nu are scrupule atunci când îți face ceva. Avem de-a face cu cineva care e posibil să te pună împotriva celorlalți și să mintă, să fie ca un fel de radio între, să mintă, să spună niște lucruri ca să te pună într-un conflict și să îi place acest joc, în sensul în care tu să te distrugi pe tine, iar bărbatul ăsta, chit că se ajunge la mortalitate, ok, lui nu-i pasă, atâta timp cât tu ești în jocul ăsta și dai curs la el. Dacă întorci spatele, uite, I wonder what will happen next, mă întreb ce va urma. Tot timpul stai cu gândul la persoana asta. Tot timpul ești ori în pauză, letargie, depresie, stat în casă, așteptare, medicație aud sau te izolezi pe tine, ori în acțiune când persoana asta îți adresează o vorbă sau, bineînțeles, va fi un mesaj specific, nu va fi pentru toată lumea, și cum s-ar spune, tu ți reiei cursul, cum s-ar spune, să te duci către persoana asta doar pentru un moment, că apoi te respinge. Este o cursă
este o autodistrugere a ta, este o... Este o risipă de timp și energie ceea ce faci tu. Este o risipă de timp și energie. Îmi pare rău să spun. Nu e ok. Energia care am captat aici nu este una ok. I wonder what will happen next. Probabil că țelul tău a fost să te căsătorești cu persoana asta. Vrei tu să ai acel statut sau ai vrut tu să se întâmple lucrul ăsta? Eu nu-ți vorbesc, eu nu te judec, eu citesc cărțile doar și spun ceea ce nu este bine să faci pentru tine. Pentru că tu ai în față și aveai în față un viitor frumos cu altcineva, dar pentru că tu ți-ai pus, cum se spune, pauză în viața ta și stagnare cu acest personaj, n-ai făcut decât să te afunzi cât mai adânc și să nu obții aceste lucruri de la o persoană care este indisponibilă emoțional. Și cauți să dai vina pe oricare altă persoană din jurul tău că ți-ar face lucruri oculte, ok? Am un mesaj specific pentru câteva dintre persoane aici. Cineva a atacat pe nedrept aici. Persoanele din jurul bărbatului, crezând după minciunile lui că femeile astea ar face sau o femeie ar face ceva, ți-ar face ceva ție dacă tu ești în cauză. Aici a fost o nedreptate și cineva o să plătească karma pentru lucrul ăsta, pentru că a făcut o chestie pe nedrept. Pe nedrept care s-a întors instant. Divinitatea a decis să se întoarcă instant pentru o lecție. Ca persoana care a făcut asta aici să înțeleagă că nu este corect. Exact. Pentru cine vorbesc acum, puteți să fiți vărsători, săgetători, balanțe, capricorni, raci și pești. Persoana asta care ai... Uite, am zis săgetător temperanța. Persoana asta care ai tu de a face aici este un bărbat care are patima alcoolului, vicii, face lucrurile astea rele râzând, ok? Le face râzând. Văd pe cineva care ține aici un săculeț cu bani. Este un bărbat foarte materialist, ori el are nevoie de câte finanțe, pentru a-și, ca să spunem așa, a-și împlini viciile, ok? Sau viața de noapte, distracții și așa mai departe. Ce se ascunde în spatele la noul ăsta de cupe? Vreau să văd. Ce se ascunde cu regele de bâte? Un bărbat indisponibil emoțional. El nu vrea să dea nimic și nici n-a dat nimic. Din punct de vedere financiar, ai de-a face cu o persoană o persoană care nu vrea decât să ia. Bărbatul ăsta vrea decât să ia. Este un om imatur, nu suportă să fie controlat, nu suportă să dea explicații. Tu ești o persoană, ai fost o persoană sau ești o persoană foarte darnică sau ai fost foarte mamasă față de acest bărbat. Pentru unele dintre voi este o diferență destul de mare de vârstă între voi. Ok? Bărbatul ăsta te-a văzut ca pe o bancă. Și atunci când nu ai vrut să-i mai dai sau nu ai mai avut ce să-i dai, te-a părăsit. Foarte urât. Vreau să schimb energia asta. Ce primesc ca mesaj este că cineva trebuie să accepte realitatea aici. E o realitate pe care cineva nu o acceptă aici. Și faptul că nu accepti realitatea îți face foarte, foarte mult rău. Faptul că nu poți să ierți și să mergi mai departe. Bineînțeles că iertarea vine când simți să o faci, nu poate să dicteze cineva când să ierți. Asta vine din sufletul tău. Dar faptul că aduți aminte cine ești, că nu ești o persoană rea, aduți aminte cum erai înainte să cunoști individul ăsta, aduți aminte că individul ăsta te-a transformat în ceea ce ești acum, și anume o persoană, ghilimele, urâcioasă, sau să urăși alte persoane, sau să fii tot timpul în conflict, sau să crezi tot timpul că cineva a avut ceva împotriva relației tale, sau că cineva a vrut să te despartă, sau că cineva face bărbatul ăsta să se comporte în anume fel cu tine, când de fapt el are un istoric cu celelalte relații din trecut în care s-a purtat idem și la fel. Ok? Și asta trebuie să realizezi tu. Cred că nu știi istoricul acestei persoane decât spus din vorbele lui. Ceea ce este realitate este că s-a purtat la fel cu toată lumea, și că persoana asta vede
vede în relație o sursă financiară și doar atât. Aici o să aibă loc în următoarele 72 de ore o cerere sau un divorț, o despărțire, o suferință lentă, adică vindecare lentă, am vrut să mă refer, pentru că aici a fost, a nu știu câta oară, o trădare. Cineva va trebui să înțeleagă că trebuie să meargă mai departe și că trebuie să se redirecționeze. Exact, uite, Regina de Cupe și Diavolul. Tu te-ai transformat într-o persoană întunecată, fiind o persoană iubitoare, te-ai transformat într-o persoană întunecată doar pentru că bărbatul ăsta te-a făcut să devii așa. Adu-ți aminte cine ești, că nu este energia ta asta. Tu nu ești o persoană urcioasă și n-ai făcut faptele și lucrurile astea înainte. Ceea ce reflectă pe tine ca și energia acest bărbat este energia și karma lui. El, de fapt, întâmpină aceste lucruri pentru că trebuie să-și plătească karma pentru ce le-a făcut femeilor dinaintea ta, în niciun caz pentru că cineva vrea să te despartă de persoana asta. Asta să ți intre bine în cap, pentru că nu este decât proiectarea energiei acestui bărbat, care este și vampir energetic din câte văd, se hrănește cu energia ta, proiectarea energiei și faptul că te-a manipulat foarte mult până te-a adus într-un stadiu deplorabil. O secundă. Bun, am revenit. Ideea este că vreau să întreb aici, văd și în clar viziunea mea, ce trebuie să fac cu acest diavol. Trebuie să înțelegi că ai de-a face cu un bărbat narcisist și sociopat, îmi pare rău să spun asta. Și poți să te documentezi ce înseamnă lucrul ăsta ca să-ți dai seama cu ce ai de-a face. Persoana asta se comportă ca și cum ar putea să întoarcă un tribunal întreg împotriva ta cu convingerea lui prin manipularea lui. O face mimând sentimentele foarte bine, dar neavând niciun nesimțind cu adevărat niciun sentiment. Deci trebuie să încetezi să mai dai finanțe acestei persoane care te-a ruinat și este un bărbat ruinat pentru că nu face nimic altceva cu banii decât să facă jocuri de noroc, opțiuni, aventuri, lucruri secrete, vicii, investiții pe nimic. Trebuie să ai foarte și tu suferi. Poți să ai și Taur, Fecioară, Capricorn, tu ca femeie. Poți să ai copii dintr-o altă relație. Probabil că bărbatul ăsta nu-l interesează că ai copii. Văd că nu-l interesează nici de copilul lui. Cred că și el are copii într-o altă relație sau dacă aveți copii împreună, nu afișează niciun fel de interes în a se implica în activitățile în ceea ce țin de copiii voștri sau copilul tău. Este o mare realizare, în următoarele 72 de ore. Cineva, și sper ca mesajul meu să te ajute, cineva o să spună, am nevoie de vindecare aici. Cineva te îmbolnăvește. Te îmbolnăvește psihic și apoi și trupește. Bun, mai vreau o energie pentru cei de la varianta numărul 1, următoarele 72 de ore. O altă energie pentru cei de la varianta numărul 1, următoarele 72 de ore. Cineva se opune acestui final, exact cum am spus, cineva se opune acestui final. De ce 7 de bâte și moartea? Posibil aici, dar o să spun dinainte. Indiferent cine se confruntă cu lucrul ăsta, cum te regăsești în situația asta, e o persoană aici care, cum se spune, sfidează destinul și forțează niște lucruri. Și aici o persoană o să rămână singură și tristă și mai mult decât atât va plăti foarte tare karmic pentru că face niște lucruri destul de urâte. Este justiție. Este justiție cu 3 de săbi. E justiție aici. De ce va plăti persoana asta? Că n-a lăsat turnul ăsta să cadă. A încercat să împiedice un final. A încercat... Cineva aici a încercat să distrugă anumite persoane sau din cauza acestui bărbat. Aici a fost un conflict mare în familie
Ceva o să sufere tare rău aici, că a încercat să fac, să strice o chestie, adică să împiedice destinul cuiva, ca să spunem așa, ceea ce nu există. Dar persoana care s-a jucat aici cu lucrurile astea, s-a jucat cu ceva foarte rău și acum o să îi se ceară socoteală. Din păcate. Persoana care se confruntă cu niște stări groaznice aici, de fapt, trece printr-o karmă. Printr-o karmă foarte urâtă. Și trebuie să-și asume, ca să spunem așa, că a forțat lucrurile și le-a forțat destul de tare și trebuie să înțeleagă că asta este... Deci, ca și cum cineva aici face rău și se întreabă de ce suferă și de ce are aceste stări. Pentru că răul se întoarce. Cineva își face rău aici a propriei persoane. Face lucruri necurate, face oculte sau poartă gând rău, poartă dușmănie, blesteamă și se întoarce pe loc. Pentru că nu e just ceea ce face. Nu e just. Și se întoarce automat și apoi se întreabă de ce se desparte de persoana iubită sau de ce, de ghilimele iubită, că nu este persoana iubită. Pentru că nu este destin împreună. Pentru că lucrurile sunt forțate. Asta trebuie să înțeleagă cineva aici. Diavol. Uite, diavolul 9 de săbi și jebute. Este o femeie mai în vârstă care face treaba asta. O femeie mai în vârstă. Împărăteasa. O să finalizeze destul de nasol din ce văd aici. Are legătură cu cineva care are luna în pești sau este rac pești. Bărbatul poate să fie capricorn, rac sau pești. Cineva, uite, aici. Este ca și cum nu mai ai bani, nu mai repetiți nimic. Iar femeia aici este în conflict degeaba. Probabil că este o lecție. Dacă tu ești care te uiți, este o lecție pentru că trebuie să accepti realitatea și nu cu supărare, dar trebuie să o accepti și să-ți aduci aminte cine ești. Și că nu e ok ceea ce faci. Că îți faci rău ție, practic. Nimeni nu a intervenit în relația ta. Tu ți-ai făcut rău cu mâna ta. Pentru că asta nu era relație potrivită pentru tine. Era o relație karmică. Era un diavol pe care puteai să o cotești și să-l eviți în viața ta. Dar ambiția ta de a rămâne în situația asta te-a făcut să, ca să spunem așa, să te afunzi din ce în ce mai mult. Și să-ți faci din ce în ce mai mult rău. Bun. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 9. Mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și haideți să trecem la varianta numărul 2. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 2. Cărticica pentru varianta numărul 2 este Change it in the night. Te-ai schimbat peste noapte. Te schimbi peste noapte în următoarele 72 de ore. Cred că este vorba despre faptul că ai o altă viziune asupra vieții, devii mult mai pozitivă, poate că ai trecut prin niște lucruri destul de greuțe, o secundă. Poate că ai trecut prin niște lucruri destul de greuțe, poate a fost Dark Night of the Soul, sau te-ai confruntat cu niște persoane din trecut sau niște, ca să spunem așa, bârfe, minciuni spuse despre tine, ești o persoană foarte luminoasă și importantă și te uiți către cer. Ai o altă viziune. Te schimbi peste noapte. Ești o persoană foarte pozitivă, veselă. Partea întunecată, ca să spunem așa, au fost persoane care au mințit despre tine. Persoane care te-au supărat prin faptul că nu ți-au fost loiale și, ca să spunem așa, poate că le-ai oferit totul sau poate că n-ai înțeles de ce ai fost atacată în nenumărate rânduri pe nedrept. Și asta aud pentru cei din zodia fecioară, leu, foarte mult leu, tauri, o să zic Singapore, cineva aici din Singapore, mai văd pentru berbeci și alte zodii, bineînțeles, dar asta le văd eu, pe asta le văd profunde. Te schimbi peste noapte. Parcă zici, ducă-se,
Iar persoanele astea care n-au gândit când au făcut lucrurile astea sau au spus lucrurile astea, ai o lumină și o înțelepciune și chakra coroană este la tine cea care s-a deschis și a avut niște stări destul de profunde în ultima vreme vis-a-vis de deschiderea chakrei coroană, care a fost una destul de profundă, agitație, insomnie, dar acum vezi lucrurile într-o altă lumină și mult mai profund, ok? Oricum ești tu o persoană foarte înțeleaptă. Ceea ce vezi este, nu mai contează cine a făcut lucrurile astea, îi iert pe toți, atât au putut, atât au gândit, atât au știut să facă. Practic, lași justiția să o facă universul, care întotdeauna spun că nimeni nu scapă de karmă. Nu pleacă din viața asta fără karmă, există și karmă instantă. Ok? Aici tu spui, las universul să-și facă datoria și să-mi facă dreptate cum crede el că este corect. Eu nu am de ce să... Eu iert. Asta te face un om nobil și o spun întotdeauna. Să poți să ierți persoane care au fost nedrepte cu tine și ți-au făcut rău prin diferite moduri, ok? Și să spui, nu am de ce să car eu greutatea greșelilor acestor persoane, practic, pe mine, pentru că persoanele astea au făcut asta, de ce să port eu greșelile lor asupra mea? N-au decât să poarte ei conștiința încărcată, nu eu. Eu îi iert. Și ăsta e un lucru foarte, foarte frumos la tine pe care poți să-l faci. Următoare 72 de ore. Exact. Vezi lucrurile mai îndeaproape, ai investigat, gândești înainte să acționezi. Clock time. Ești în grabă de ceva aici. Hai să vedem despre ce este vorba. Mai vreau o carte înainte să facem clarificarea. Încep să te cunoști pe, încep să cunoști noua ta persoană. Exact. Încep să-ți descoperi, ca să spun eu așa, să te privești tu pe tine cu alți ochi. Să vezi cât de frumoasă ești, cât de capabilă ești, câte capacități, abilități, cât de creativă ești. Încep să te vezi într-o altă lumină. Și asta e un lucru foarte pozitiv. Vreau să văd ce îngeri ai. Exact ce am spus. Aici, cu cine vorbesc, că este o persoană care are capacități spirituale foarte mari. Ok? Și vorbim de faptul că spui, eu sunt marea preoteasă, eu dețin capacitățile astea și înțelepciunea asta spirituală și cine o deține cunoaște și iertarea, pentru că asta te ajută. Ce asta înseamnă să fii o persoană spirituală. Dacă nu cunoști iertarea, no way. Deci spui, mă lasă rece și știi ce este, ce înseamnă înțelepciunea și iertarea împreună? Înțelepciunea și iertarea este că ierți, dar ai înțelepciunea să nu te mai pui niciodată în ipostaza respectivă. Ierți persoana respectivă, ierți poziția în care te-a pus și postura în care ai fost, dar înțelepciunea este ca niciodată să nu te mai întorci în situația în care ai fost. Ok? Asta vine la pachet cu iertare și înțelepciune. Nu mai ai niciun sentiment, nu-ți pasă de persoanele astea sau de persoana asta, dar spui iert. Pur și simplu. Mă descătușesc de aceste lucruri. Mai vreau o carte. Da. Sunt o persoană mult prea avansată spiritual ca să pot să cobor la nivelul ăla. Ăsta e mesajul pe care îl primesc. Eu nu pot să cobor niciodată la nivelul ăsta pentru că asta ar însemna să nu mai fiu eu o persoană spirituală. Asta ar însemna să fiu low vibe cum sunt energiile astea. Și energiile astea au ce învăța de la mine. Eu n-am cum să mă cobor la nivelul ăla. Ok? Asta este mesajul pe care îl primesc. Investigate. Pui în balanță lucrurile. Ia uite. Se face justiție pentru tine. Și spui, justiția e divină. Este o karmă. Este o roată.
Nici că nu se putea să cadă mai potrivit. O să auzi în următoarele 72 de ore cui s-a întors roata, dar nici măcar nu te interesează. Dar spui, tu ești o persoană, întotdeauna se spune, ce dai, aia primești. Și exact astea sunt cărțile potrivite. Ce dai, și am spus că ești leu aici. Ce dai, aia primești. Te-a ajutat foarte mult financiar, foarte multe persoane. Și ți s-a făcut foarte multă nedreptate. Ok? În special de la persoanele din trecutul tău care te-au atacat sau cel puțin au încercat pe nedrept. Ce au dat, aia obțin. Tu ce ai dat, aia iei înapoi. Abundență, reușită, frumusețe, poftă de viață, pozitivitate, o nouă relație, foarte mult belșug, sănătate bună. O karmă foarte pozitivă. O karmă foarte pozitivă. Și karma lucrează dacă ai văzut 8 de monede. Ceea ce a încercat cineva să stagneze, și anume noul tău început, nu se poate. Cineva aici pierde o mașină. Cineva aici pierde o mașină, văd. Anulează o călătorie. Se anulează o călătorie, se pierde o mașină. O mașină este defectă, are probleme. Un joc s-a terminat aici. Persoanele care te-au trădat au înțeles unde le este locul. Au înțeles că nu te-ai întors niciodată. Știi cum este leu care îl calci pe coadă, îl calci pe coadă, îl calci pe coadă. Dar până la urmă se întoarce și te mușcă rău de tot. Ai înțeles? Adică leu se joacă cu prada lui foarte mult. Și în cazul ăsta, nu te, cum s-ar spune, este o formă de a spune te-ai întors să muști, pentru că mușcă justiția foarte rău ce ți-au făcut persoanele astea. Este, tu ai stat în poziția ta și asta a atacat și mai tare aceste energii, că tu nu răspunzi la conflict pentru că nu te interesează. De ce n-ai face altceva bun cu viața? De ce, practic, n-ai face altceva bun cu timpul tău? Uite, că tu ești în grabă și ai foarte multe lucruri de făcut și responsabilități și prioritățile tale și n-ai tu timp de așa ceva. Dacă persoanele astea n-au ce să facă cu viața lor și șirosesc timpul în a te urâi pe tine, n-au decât, e timpul lor. Tu cu timpul tău faci ceva practic. Și cineva îi se întreabă cum de până acum persoana asta nu mi-a răspuns în niciun fel. Nu te interesează. Bun. Vreau clock time. Exact, ce am spus, nu te interesează. Timpul tău e prețios. Respingi persoanele care te urmăresc obsesiv și fac lucrul ăsta către tine. Respingi energia asta imatură. Respingi conversații sau mesaje care vin către tine nefondate și fără nicio noimă. Clock time. Da. Tu nu ești o persoană în chat. Mai ales dacă ești zodie de foc. Nu ești o persoană în chat. Și n-ai timp de prostiile astea. Bun, vreau să văd și ultima carte. Tu ești o persoană foarte abundentă. Și pe lângă asta, o să te cunoști pe tine așa cum ești o persoană în varianta asta. Ai înțeles cu înțelepciune, ok? A realizat multe lucruri, ce capacități ai tu și cum ești tu și unde nu trebuie să te cobori. Și plus de asta ai și un nou început în dragoste cu o zodie de pământ, ceva foarte frumos. Ia să vedem. În următoarele 72 de ore, asul de bâte și regele de monede. E posibil aici să refuzi o ofertă de a colabora cu cineva financiar. Refuz să acorzi un acord financiar cuiva. Văd că nu vrei să mai ai de-a face cu cineva care te-a pus într-un triunghi amoros. Să știi că o să primești foarte multe scuze de la persoanele din trecutul tău. Iau astea două cărți și vreau să mai întreb o dată. Cine o să ai un nou început în dragoste în următoarele 72 de ore? În cei de la varianta numărul 2. Cu cine? Tot regele de monede. Deci tu ești leu și ai să ai un nou început cu o zodie de pământ. Cine este acest rege de monede cu care să ai un nou început în dragoste? Wow! Wow! Cât de frumos! Poate are și el undeva aspectat puternic, dar este un om care
o să te facă foarte fericită din toate punctele de vedere. Adică este cineva care o să-ți facă foarte multe complimente, te admiră foarte mult, te respectă foarte mult, îți susține, ca să spunem așa, creativitatea și afacerea, poate vrea să investească în afacerea ta. Pentru altele dintre voi este un om de succes din punct de vedere financiar. Ia să vedem. Mai vreau detalii despre genul ăsta de monede. Relația nouă. A trecut printr-o depresie destul de mare acest bărbat, din câte văd. Ok? No, de ce are 9 de sabi și luna? Cred că te cunoști deja cu acest bărbat pentru că l-ai respins tu. L-ai respins. El a avut o toxicitate în viața lui care o termină. Ok? Probabil că a fost foarte influențat de către familia lui sau a avut foarte multe chestiuni de care a depins din punct de vedere financiar posibil. Anturaje și așa mai departe. Te-a dezamăgit prin comportamentul lui rece. A fost o figură feminină blondă în viața lui care l-a influențat foarte tare din trecutul lui. A avut un impact foarte urât asupra lui. E cineva care s-a trezit și și-a dat seama ce a greșit față de tine. Ia să vedem. Noua relație cu regele de monede. Pentru ce la varianta numărul 2. Da. El avea o legătură cu cineva care era din trecutul lui. Era foarte greu să se miște datorită acelei persoane. Ia să vedem. Persoana din trecutul lui. Ce? Ce-l ținea pe loc? Bani. Uite, regina de cupe și regina de săbii. Poate părinții? Ori pur și simplu faptul că el nu putea să-și deschidă sufletul față de tine și a înțeles că nu e ok ceea ce face. De ce era în regele de săbii? Pentru că încă și explorau opțiunile și erau două persoane ascunse. Regina de monede și regina de săbii. Erau două persoane ascunse. Din trecutul lui, două persoane. Din familia lui, ce, cu ce îl rețineau regina asta de monede și regina de săbii? Poate era cineva din familie. Îi blocau drumul. Îl ținea tot timpul în trecut. Ideea a fost că bărbatul ăsta a trebuit să înțeleagă singur, fiind dezamăgit de persoanele din jurul lui, că își dorește să fie cu tine și că trebuie să renunțe la acele energii care... Că practic s-a trezit peste noapte că de fapt îi făceau rău. Probabil că este anturajul, familia, cineva exploata financiar acest bărbat sau el depindea financiar de cineva din familie și asta îl făcea să nu poată să aibă un cuvânt de spus pentru că familia acestui bărbat nu te place și atunci el n-ar mai fi obținut venitul din partea lor. Văd că a pus și foarte mult preț pe partea financiară, ceea ce nu mai face. Exact, i-a fost foarte greu pe partea asta de... De ce? Vreau să spun cavalerul de bute. Cred că avea o dependență sexuală mai ciudățică sau cel puțin poate viciile creau aceste lucruri sau mintea acestei persoane sau era într-o căutare disperată din cauza unei suferințe. De ce avea diavolul și patru de monede? Practic își dădea singur temelie, singur își dădea turnul tot timpul. Era într-o roată tot timpul, într-un conflict continuu, ok? Până a realizat justiția. Justiția este că te-a mințit în legătură cu partea asta de dragoste și regretă foarte mult că a trecut dragostea pe lângă el și el s-a uitat în trecut. Regretă că a avut așa o ofertă în fața lui și că a fost cu o barieră tot timpul în fața ta și un om rece care nu și-a arătat adevăratele sentimente față de tine, crezând că, ca să spunem așa, e ok să se apere ori durerile din trecut sau faptul că persoana asta a avut traume în copilărie, l-a făcut să devină un om rece cu o barieră pe care tu o simțeai la nivel energetic, nu se putea apropia de tine. Și ce a schimbat bărbatul ăsta ca să vină către tine să începeți o nouă relație?
Ce a schimbat? El a gândit foarte mult și a investigat, parcă energia de mai devreme care am citit-o, foarte similară și lui. A judecat și a ajuns, ca să spunem așa, s-a gândit. A judecat faptele lui și persoanele din jurul lui și opțiunile și a înțeles că tu ești cea mai potrivită persoană pentru el și că a greșit-o foarte tare. Exact. Ce a schimbat bărbatul ăsta? Ce a mai schimbat bărbatul ăsta ca să vrea să fie cu tine acum? Moartea și ierofantul. Poate era însurat și n-ai știut. Ori a fost o ruptură în familie. S-a despărțit de cineva, de niște membri ai familiei. Sau de... Imediat facem clarificarea. Ori s-a terminat o karmă pentru el. Ce a schimbat cu moartea și ierofantul pentru el? Termină pentru alții între voi o colaborare financiară pe care o avea cu trei indivizi sau trei individe. Am înțeles. Spune, nu mai vreau să colaborez cu voi, nu mai vreau să lucrez aici. Ce termină cu moartea și ierofantul? Trecutul lui, uite. El menținea o relație cu trecutul lui. Trecutul lui fiind capricorn săgetător sau rac, ok? Menținea o relație acolo cu cineva sau chiar vărsător. Cu mai multe persoane. Era o afacere. Era ceva ce nu prospera în niciun caz. De ce termina acest lucru ca să fie împreună cu tine? De ce termină moartea cu ierofantul ca să fie împreună cu tine? S-a făcut justiție de aia. Acum vrea să fie un om foarte serios cu tine, un bărbat foarte serios cu tine. De ce? Bărbatul ăsta nu suportă să te știe cu altcineva. Deci cu eremitul și regina de gură. Îi e dor să aibă echilibru acela lângă tine. Lângă tine s-a simțit cel mai liniștit bărbatul ăsta și fericit. Tu l-ai făcut fericit. Deci el a simțit o fericire cu adevărat lângă tine, ceea ce n-a mai simțit lângă nimeni. E singur, s-a eliberat și a făcut curățenie în viață. În următoarele 72 de ore să fii surprinsă de faptul că bărbatul ăsta te caută. O să fii foarte surprinsă. Și diseară începe, de diseară cred, da? Luna nouă în Fecioară. Noi începuturi. Mai vreau concluzia aici la varianta numărul 2, multe așa pe zăvătore. Concluzia este că cineva a lăsat bariera jos, nu mai există restricții pe partea emoțională, cineva este gata să iubească, concluzia cu nouă de vite și moartea. Nu-ți pasă cine te mai urmărește, nu-ți pasă, ai blocat persoanele din trecut de care nu te mai interesează. Concluzia cu regele de monede, te cuplezi cu regele ăsta de monede, asta e concluzia. Pentru câteva dintre voi poate să fie o energie nou-nouță pe care o cunoști în următoarele 72 de ore. Poate fi cineva care a avut acea energie, a trecut prin lucrurile pe care le-am spus mai devreme, dar tu să nu știi. Iar pentru alții dintre voi te cunoști deja cu persoana asta. Bun. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 2. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și haideți să trecem la varianta numărul 3. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 3. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 3. Mesajul este... Cred că aici sunteți zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Cred că voi vă încărcați în natură foarte mult și asta este foarte mult, foarte important pentru voi. Din câte văd aici, posibil să vrei să te împaci cu cineva care este o energie luminoasă pentru tine și în același timp vrei să te desparți de o persoană blondă. Că e femeie sau bărbat, vrei să te desparți de cineva care poate să aibă, aud ochii răi, părul blond, posibil ca femeia asta să aibă fața ovală, sprâncenele foarte subțiri, bărbia foarte mică, foarte scundă de statură,
Vreau o clarificare pe această carte. Da, vrei să împaci cu cineva. Și în același timp vrei să te despari de cineva. Sau te-ai despărțit deja de cineva. Poate femeia asta de care te-ai despărțit de gemeni în balanță vărsător, dar este, indiferent de zodie, este o femeie blondă. Și vrei un nou început cu altcineva de care ți-e frică că nu mai are sentimente pentru tine. Pentru că aici a fost cineva greșit, ca să spunem așa, și-a ales o altă persoană, trădând persoana sinceră și iubită. Mai vreau un mesaj aici. Ești în grabă să iei acțiune. Ești în grabă. Întâlniri stranii și crezi în imposibil. Nu poți să te întorci la ziua de ieri, fiind prezent. Deci, practic, nu vrei să schimbi ceea ce s-a întâmplat, nu mai ai ce să faci acolo și clar nu mai ai ce să faci, dar, în schimb, vrei să iei acțiune astăzi, în prezent, să salvezi ceea ce ai stricat. Sau poate fi viceversa persoana care are legătură cu tine, dacă persoana asta ți-a făcut asta ție. Eu întotdeauna simt, dacă simt să iei energia viceversa, iau în felul ăsta. Vreau să văd, you can go back to yesterday. Da, nu poți te întorci să schimbi ceea ce s-a întâmplat. Și anume că n-ai apreciat o persoană sau o persoană nu te-a apreciat pe tine. Dar în schimb, believe in impossible, în schimb vrei să aduci dreptate și să te comunici cu persoana, să comunici cu persoana asta, să spui adevărul, să discuți sincer, exact, și să iei acțiune către persoana asta sau persoana asta către tine și să lași tot ce a însemnat lucruri stranii și lucruri din trecutul tău care nu mai au nici ce căuta în prezent. Clock time. Da, ești într-o grabă pentru că nu mai vorbești cu persoana asta, ești, te cere, urmărești persoana asta dacă este singură sau persoana asta te urmărește dacă ești singură. Ok, bărbatul e acțiune aici, ca să fie clar. Bărbatul e acțiune aici. Este frică să nu fie refuzat. Exact. Cineva este într-o grabă aici, într-o grabă foarte mare. Să ia acțiune. Ia să vedem. Următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 3. Evenimente importante. Evenimente importante. Aici o să aibă loc un nou început. Dar în același timp o să se părăsească o altă relație pentru acest nou început. Cineva, un bărbat aici ajunge la o judecată curată, cineva ajunge la o judecată limpede, are într-adevăr aici cineva se luptă cu alcoolul sau cu anumite vicii, cineva se zbate cu acest stil de viață de care a ținut foarte mult timp și vrea să-l lase în urmă, cineva ajunge la ceva limpede și spune nu mai pot să continui astfel în energia asta imatură. Femeia care a iubit aici a părăsit situația asta pentru că existau foarte multe greutăți și complicații din partea bărbatului la care ea n-a vrut să ia loc. Și faptul că bărbatul a fost foarte indiferent aici a făcut femeia să plece pur și simplu. El alegând o altă energie, am descris-o mai devreme, el recunoaște că s-a îndrăgostit cu adevărat de tine, ok? Și că vrea să renunțe la acest stil de viață și s-a despărțit deja de femeia care l-a dezamăgit în nenumărate rânduri și nu poate construi o familie sau o relație stabilă cu ea și vrea această stabilitate pe care tu i-ai oferit-o. Cum a realizat urmatul ăsta că s-a îndrăgostit de tine? Cu steaua și 6 de bâte, vindecându-și sufletul și justiția, făcând divinitatea, făcând dreptate. Cum cu regele de săbii? Regele de cupe. Cred că cineva a stat de vorbă cu acest bărbat, cred că el a stat de vorbă cu un alt bărbat care este deja cuplat sau însurat, un prieten sau cineva din preajma lui, că poate chiar din familie, care a sfătuit bărbatul ăsta că nu este ok ceea ce face și că este cel mai bine, tu ești cea mai potrivită persoană pentru el și că nu este bine să fie o persoană închisă și faptul că el s-a deschis sufletește, ok? A văzut cum s-ar spune ce este pe piață și ce nu îl încântă din niciun punct de vedere și că tu ești cea mai bună persoană pentru el și n-a știut să te aprecieze. Ce l-a făcut să-și dea seama că te iubește cu regele de cupe? Poate că regina de cupe. Că sunteți suflete gemene. Ok? Că el simte ce simți tu și tu simți ce simte el. Și că a stat singur cu el să se gândească și a ajuns la o înțelepciune. A ajuns la o înțelepciune mare.
Ce l-a mai făcut să-și dea seama că te iubește cu steaua și 6 de bâte? Te-a urmărit. Ce cupaj de săbi? Că ești o persoană foarte echilibrată. Ce cupaj de săbi? Ceva s-a discutat în secret. Ceva s-a aflat. Ok? Ceva s-a aflat aici. Bărbatul ăsta a purtat niște discuții. A purtat niște discuții. A văzut cum ești tu. A aflat ceva foarte urât despre energiile din jurul lui, care mulți vorbeau urât despre tine să nu fie cu tine. Familia lui. De cine se desparte bărbatul ăsta ca să vină către tine? Mai vreau să o arată. De cine se desparte acest bărbat ca să vină către tine, să fie cu tine? De cineva din trecutul lui, de regina de monede, se desparte. Cine e regina asta de monede care se desparte? Indiferent ce zodie este, ea se desparte de ea. Se desparte de ea ca să fie cu tine. Bărbatul ăsta a realizat că te iubește foarte mult și a realizat că stilul lui de viață este unul pe care el nu-l mai vrea. Și posibil a purtat și o discuție cu cineva care i-a deschis mintea, ca să spunem așa, ceva, ca să spunem așa, în privința ta. Cineva i-a spus cum poți să-ți bagi joc de un 10 de cupe. Exact. Eu am o familie sau am o relație, iar tu faci chestia asta și persoana asta pe care ai ales-o nu-ți oferă nimic. Și tu ai dat la o parte o persoană serioasă. Sau n-ai știut să te porți să apreciezi o persoană serioasă. Noul început cu fraierul și judecata. Dacă tu ești leu, să știi că pe tine te alege și cu tine vrea să fie. Și lasă diavolul invers cu carul, lasă diavolul invers în spate, ia să vedem. Lasă multe persoane în spate, lasă rănile din copilărie, realizarea despre cine l-a trădat, despre un săgetător, o femeie săgetător, poate fi femeie, bărbat, despre cineva din gemeni balanță vărsător, despre cineva din rac, mai mulți indivizi din trecutul lui. Lasă în spate poate o afacere pe care o avea cu aceste persoane, o familie întreagă, anturaje, prieteni și așa mai departe, pentru a fi cu tine. Bun. Atât am avut și pentru cei de la Varianta anul 3. Acesta a fost video de astăzi. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.